Vedeți? Bomboane braziliene sunt un deliciu. Deci în momentul când le faceți, să știți că ele sunt moi. Le lăsați pe hârtie de copt și se întăresc. Ia să vedem cea care este. Ia să și rup, să vedeți cum acestea sunt făcute de ieri. Vedeți cum arată? Ia uitați cum arată bomboane braziliene în interior. Acestea sunt bomboanele braziliene. Un deliciu. Sper să încercați. Așa arată aceste bomboane în interior. Ele se usucă și sunt foarte, foarte bune. Cu un interior cremos. Ia uitați. Așa arată. Ia uitați-le. Bomboane braziliene. Bine ați venit la Prăjituri cu Camelia și vă. Și acestea sunt toate ingredientele și vom avea nevoie de ...220 de lapte condensat și acestea sunt ingredientele, aceste patru pentru laptele condensat. Și îl facem imediat împreună. Apoi vom mai avea nevoie de 60 de grame de unt, 100 de grame de lapte praf, un prăfușor de sare, esență și ciocolată. Vom pune prima dată 20 de grame de ciocolată, albă sau neagră, cum depinde de fiecare, și apoi încă 50. Și acestea sunt ingredientele și vom începe cu laptele condensat și pentru laptele condensat vom avea nevoie de 300 de zahăr, 250 de lapte, 30 de grame de unt și un prăfușor de sare. Bine ați venit tuturor! Și să începem! Voi da ingredientele deoparte. Și aici am o ouăliță, deci e o ouăliță de teflon. Ia să dau deoparte așa. Așa, ia să vedem dacă se vede. Se vede. Aici am o, să dau un pic mai încoace, așa, o ouăliță din teflon sau o oală cu fundul, să fie cu fundul gros, ca să nu se lipească. Așa. Și acum vom pune, deci începem cu laptele condensat făcut în casă și după aceea facem bomboanele. Și vom pune zahărul nostru, 300 de grame de zahăr în această oală, da? Apoi vom pune și laptele. Și o să punem totul pe foc. Deci o să deschidem. O să deschidem focul. Eu am să pun așa ceva aici în față. Așa. Și deschidem flacăra. Da? Ia uitați, am deschis flacăra aici. Am să amestec puțin. Așa. Și îl lăsăm să fiarbă și amestecăm așa aici să se topească zahărul. Am să pun și un praf de sare și amestecăm. A, și la, am uitat să pun, așa, am să pun imediat o linguriță de amidon de porumb la laptele condensat. Și să mai repetăm o dată ingredientele la laptele condensat. Deci 300 de zahăr ptos, 250 de lapte, 30 de grame de unt,
un praf de sare și o linguriță de amidon de porumb. Așteptăm să clocotească puțin și apoi vom adăuga și untul. Ia să vedem. Eu am să mai aduc o lingură, două de lapte, ca să dizolvăm amidonul. Mi-am adus aici o lingură, două de lapte, o așez așa aici. Și să adăugăm și untul. Am să-l pun aici să se topească, vedeți? Așa. Trebuie răbdare. Dacă vă grăbiți la laptele condensat, tot la fel o să se zaharisească. Deci trebuie să aveți răbdare până el scade și se îngroașe. Să repetăm ingredientele. Pentru bomboanele noastre braziliene vom avea nevoie de lapte condensat de 220 de grame. Și noi îl facem acum împreună. Și apoi vom avea nevoie de 60 de grame de unt, îl avem aici, vedeți? De lapte praf de 100 de grame. Apoi voi mai avea nevoie, am adăugat un praf de sare înainte și nu mai adăugăm acum, esență să punem și apoi la cantitatea pe care noi o facem vom adăuga 20 de grame de ciocolată albă cu lapte sau cu cacao, depinde cum doriți să le faceți, și 50, după ce împărțim în două, 50 de grame de ciocolată. Eu am ciocolată făcută floricele, mi-au mai rămas și am să le adaug pe acestea. Așa. Mai încă puțin. Mai învârtim așa aici ca să treacă cele 15 minute și după aceea vom adăuga amidonul. Și cum am spus, peste amidon eu voi adăuga, aici am amidonul, o lingură, două de lapte. Așa. Și am să amestec, vedeți? Și apoi îl voi adăuga aici peste lapte. Așa, ia, uitați-l. Și voi lăsa aici pentru un moment. Să fie destul de bună consistența. Mai lăsăm încă puțin și adăugăm amidonul. Mai las puțin și adăugăm amidonul. Între timp am să mai amestec amidonul. Așa. Vedeți? Așa. Așa trebuie să arate. Și acum vom adăuga amidonul peste. Pe tot. Și amestecăm. Și acesta este laptele nostru condensat. Voi turna aici peste. Vedeți? Laptele condensat. Și să cântărim. Nu se lipește de această oală, este foarte, foarte. Și să cântărim 220. Ia uitați ce bine arată.
Deci îl puneți într-un vas sterilizat și îl acoperiți. Avem laptele condensat. Voi cântări 220 acum și voi cântări direct în oală. Sper că se vede, nu? Ia să punem așa direct în oală. Și voi lua de aici. Ia uitați-l ce bine arată. Vedeți? Vedeți că începe să se îngroașă? Ia uitați cum se lipește de polonic. Așa. Și voi pune aici. Deci voi lăsa doar atât. Deci dacă îl scădeți mai mult, o să vă rămână mai puțin. Așa, și voi da deoparte laptele condensat. Și acum, în olița noastră, vom adăuga, deci peste 220 de lapte condensat, vom adăuga laptele praf și amestecăm. Vom pune și untul. Așa, și voi deschide din nou flacăra și punem pe foc. Și acum o să fierbem această compoziție bine, bine. Așa, vedeți? Ia uitați. Din ce în ce începe să fie cât mai gros. Ia uitați. Trebuie să se vadă în mijloc. Încă mai trebuie puțin. Și vedeți? Așa. Și acum am să adaug ciocolata albă. Deci 20 de grame în toată această compoziție. Și amestecăm să se topească toată ciocolata. O puteți tăia bucățele să se topească mai repede, eu am pus-o așa. Așa. Vedeți cum arată? Ia uitați. Și acum vom separa această în două părți. Deci vom pune cam un sfert într-o parte, într-un vas, și două sferturi vom pune cealaltă ciocolată. Și am să le îmbrac cu folie. Amândouă. Așa, și ia să punem folia. Și să separăm prima și apoi pe a doua. Așa. Vedeți? Așa, și am făcut prima
prima cutiuță cu folie și acum vom pune în această poziție. Jumătate sau să punem un sfert. Acum vedem cum. Așa. Ia să punem. Turnăm așa. Vedeți? Și am să pun așa un pic. Și în compoziția care ne-a rămas, vom pune restul de vom pune restul de ciocolată. Eu am ciocolată de la Lalele, că mi-au rămas și voi pune aici. Și voi lăsa să se topească. Așa. Aici compoziția care am pus-o, o vom acoperi cu folia și o lăsăm să se răcească bine, bine. Vedeți? Ia uitați. Și o lăsăm aici. Acum să punem folie și în cealaltă. Între timp, ciocolata se topește. Și acum voi pune totul în cutiuță. Vedeți? Așa arată. Ia uitați. Și nu se mai vede nimic. Și voi închide focul. Așa. Și voi da puțin mai în față ca să vedeți. Și vom turna această compoziție. Ia uitați, vedeți? O vom pune aici. Aceasta e și mai multă. Dar nu-i nimic. Am să vă arăt cum le... Vedeți că nu se lipește. Nu se lipește. De aceste oale sunt minunate. Costă ceva, dar merită. Sunt super. Așa. Și am scos de aici. Și aceste oale de teflon le lăsați să se răcească, tigăile. Și după aceea le spălați. Ia uitați. Aici am mai puțin. Și aici am mai multă compoziție. Și apoi, când sunt răcite, vom face bomboanele noastre. Eu le-am ținut la frigider. Cea mai deschisă la culoare și cea mai închisă. Aici am laptele condensat, făcut ieri și am să-l pun într-un borcanel. Vedeți? Laptele condensat făcut împreună cu voi. Și imediat îl punem într-un borcanel. Iată-ți, lapte condensat făcut împreună. Așa. Și acum am să dau deoparte puțin și aici mi-am pregătit un borcanel unde vom pune laptele nostru condensat. Care ne-a rămas de ieri. Făcut în direct cu voi. Îi punem un căpăcel și îl dăm la frigider. Vedeți? Lapte condensat făcut în casă. Și îl dăm deoparte. Și acum vom scoate din folia noastră ce am făcut noi ieri. Ia uitați cum arată. Și vom rupe așa bucățele și vom face forme. Vom avea nevoie și de puțin foaie transparentă. Și să desfacem. Și apoi vom umple și bezelele cu Nutella. Astăzi le umplem, cele care ne-au rămas. Și vom avea nevoie și de alune. De peliculă, ca să punem aici în forma noastră. Și deci după cum se vede, cea unde am pus în compoziția totală este mult mai moale. Și după ce am scos un sfert sau două sferturi din compoziție și am adăugat altă ciocolată, este mai tărișoară. Și cea moale o vom pune în interior, ca să iasă cremoasă aceste bomboane, și cea
care e mai închisă în exterior. Vedeți? Și să începem prin a face biluțe. Luăm așa. Deci cât să ne încapă în această formă. Deci o să facem ceva de genul acesta. Puteți folosi și mănuși dacă doriți. Vedeți cât se lucrează, se face cât mai mare. Și facem biluțe. Și o așezăm aici. Luăm o bucățică și de aici. Vedeți? Și facem o biluță. Una mai mare, una mai mică. Rupem, vă arăt prima și după aceea facem toate biluțele. Ca să vedeți cum se fac. Și punem aici, peste forma noastră, unde vom pune în interior. Și cea de-a doua o punem aici. Și le facem și le scoatem. Ele sunt, astăzi sunt moi, dar până mâine ele se întăresc și le puneți în cutii. Ia uitați ce bine arată. Aceasta este făcută în formă, aceasta este fără formă și o să le facem pe amândouă. Așa, și am să mai fac, să facem mai întâi. Deci încercăm să le facem cât de cât egale. Aici am două bile maro și două bile bej, mai deschise. Așa. Și acum prima biluță. O întindem așa puțin. Și punem biluța bej în interior. Și închidem. Vedeți? Închidem așa. Și vom avea nevoie și de puțin lapte praf. Să dăm prin lapte praf. Să vedem unde l-am pus aici. Vedeți? Puțin lapte praf unde vom da biluța noastră. Și apoi o punem aici în formă. O dăm așa prin lapte praf. Vedeți? Și vom pune în forma noastră. Aici. Și vom apăsa așa puțin. Vă stabiliți măsura la așa o formă. Și dacă nu avem formă, vă arăt imediat cum puteți face. Vedeți? Și acum scoatem. Ia uitați. Scoatem și le așezăm așa aici. Și în mijloc vom pune câte o alună sau un miez de nucă. Să știți că acestea sunt făcute astăzi și sunt moi, dar a doua zi, ia uitați, se întăresc. Așa. Și acum să facem pe cele rotunde. Vedeți? Tot la fel. Iau biluța neagră, o întind așa puțin și în mijloc voi pune. Să lucrați cu mănuși, că nu se lipește de mănuși. Așa, punem biluța bej și acum închidem. Eu mâine am să intru și am să vi le arăt pe toate uscate, vedeți? Acum punem în lapte praf și facem așa cu mânuța. Vedeți? Voi așeza aici și cum am spus, cu această formă, vedeți? Este așa zimțată. Voi face o mică presiune în interior.
Așa, ia uitați. Și voi adăuga alune. Așa, ca 3 petale. Una, două, să punem una mai lungă și 3. Ia uitați. Și rezultatul va fi așa. Facem toate biluțele. Le puteți și cântări, să le faceți egale. O să mai pun puțin, că mai trebuie. Așa. Vedeți? Compoziția noastră. Și luăm așa câte o bucată și facem biluțe. Încercăm să le facem cât de cât egale. Așa, am să dau puțin deoparte cel maro și să facem câteva și mai deschise la culoare. Și le facem mai micuțe. Vedeți? Și le așezăm așa aici. Cele mai mici sunt mai moi și aceasta va fi umplutură. Puteți pune și în interior o alună prăjită, crocantă, sau o bucățică de nucă, sau fistic, tot ce doriți puteți pune în interior. Deci, seamănă cu caramelul. Ia uitați, vedeți cum se întinde? Așa. Sunt două consistențe diferite, pentru că în prima, în toată compoziția, am adăugat 20 de grame de ciocolată, în toată compoziția, apoi am scos din compoziție un sfert ca să facem umplutura și partea din exterior am mai adăugat în celelalte două sferturi încă 50 de ciocolată. În aceste forme, eu am pus folie transparentă ca să... Deci seamănă cu formele pentru savarine. Eu am două mai mici. Așa, și am să pun aici. Aici am lapte praf și o să le dăm și prin lapte praf. Luăm biluța neagră, o întindem așa puțin. Cum am spus, puteți lucra cu mănuși. Și apoi biluța cea deschisă la culoare și închidem așa încet. Compoziția este moale, dar în contact cu aerul, să știți că se usucă. Punem în lapte praf, dăm așa puțin și acum facem așa. Și nu ne rămâne decât să punem în forma noastră, tapetată cu folie. Și punem așa aici și apăsăm. Vedeți? Apăsăm așa bine. Putem și închide ca să apăsăm. Ia uitați. Așa. Și acum scoatem. Vedeți ce avem forma noastră la bomboanele braziliene. Și o așezăm așa aici. Și deasupra vom pune o alună, o bucățică de nucă. Ia uitați. Așa. Și să mai facem. Deci luăm biluța noastră. Așa, vedeți? Luăm de aici și punem în mijloc și tragem. Și dăm prin lapte praf.
și facem așa o biluță. Apoi această biluță o așezăm aici. Dar eu am să arăt aici cât mai aproape. Vedeți? Aici avem biluța noastră. Am această formă. Vedeți cum arată? Așa. Și voi face așa o mică presiune în interior și mă duc așa stânga, dreapta, înainte, înapoi. Vedeți? Și voi pune 3 jumătăți de alună. Să semene așa cu o floricică. Și punem aici. Și ia să tăiem, să vedem cum arată în interior. Vedeți cum arată? Un deliciu! Să o tăiem și pe aceasta. Aceasta care este mai așa. Nu știu dacă se vede. Vedeți cum s-a întărit? Așa arată în interior. Bomboane braziliene, un deliciu!